Mai pe scurt, avem un mort în casă. Se cheamă Alianța pentru Integrare Europeană. Bine, hai să spun altfel. Avem un bolnav în comă în casă. Se cheamă Alianța pentru Integrare Europeană. Cu numai 6 ani în urmă, în 2009, această alianță era zdravănă, plină de viață și dornică să facă bine oamenilor. Între timp s-a îmbolnăvit așa de tare de boala furatului, încât a ajuns pe patul de spital. Lângă acest pacient se învârtesc două grupuri de medici, un grup în frunte cu Plahotniuc cer ca bolnavul să fie tratat cu aceleași medicamente cu care a fost lecuit până acum, chiar dacă așa a ajuns în comă. Celălalt grup de medici, reprezentat de peledemiști, până nu demult, când în fruntea lor era filat, erau de acord cu metodele de tratament ale lui Plahotniuc. Acum, după ce filat a ajuns unde merita să ajungă, ei spun că metodele trebuie schimbate radical. Tot asta spun și medicii europeni pe care Candu a mers să-i consulte zilele acestea. Iar schimbarea metodei de tratament presupune în mod automat înlăturarea medicului șef Plahotniuc din celălalt grup de medici. Cam aceasta este situația în care ne aflăm astăzi, stimați compatrioți. Alianța stă să moară, peledemiștii și europenii spun că numai o schimbare radicală o mai poate reînvia, în primul rând scoaterea din joc a lui Plahotniuc. Iar Plahotniuc însuși, împreună cu slugile lui, spun că totul e ok, mergem înapoi cum am mers până acum. La toate acestea ne uităm noi, cetățenii acestei țări, care pacientul blestemat, adică alianța asta blestemată, ne-a dus la sapă de lemn. Noi ne-am lămurit definitiv cei cu bolnavul, cei cu doctorii și nu-i mai vrem nici pe unii, nici pe alții. Fiindcă ieri am spus că peledemiștii au înaintat niște condiții rezonabile, unii au putut să creadă că am devenit susținătorul lor. Unii, adică niște răuvoitori care se prefac că uită câte critici dure lansez la adresa peledemiului lui Filat. Ce vedem noi acum este că fără Filat, PLDM ar fi putut să fie un alt partid. Zic, ar fi putut pentru că nu mai poate. Tot astfel cum și PDM fără Plahotniuc ar fi putut să nu, și nu mai poate. Și PL fără Ghimpu de asemenea. Dar deja e târziu. De pildă, această condiție a peledemișilor de a scoate justiția de sub controlul lui Plahotniuc. Dar de ce nu ați înaintat-o voi încă anul 2010? Atunci voi, cu mânuța voastră, i-ați închinat justiția lui Plahotniuc. Este corect, stimați peledemiși, ce faceți voi în ultima lună, dar cum să uiți într-o lună ce ați făcut voi tocmai 6 ani? E bine că ați deschis în sfârșit gura, dar cum să uităm că timp de 6 ani ați ținut-o strânsă închisă și eu auzeam doar pe a lui Filat. Toate acestea, mai repet, condițiile înaintate de PLDM sunt bune. Apreciez poziția lor tot așa cum primăvara trecută, când cei 3 lideri ai alianței s-au întâlnit la aeroport cu trimișii europenilor și eu am susținut întru totul poziția liberalilor lui Ghimpu. Aș fi susținut-o până astăzi, dacă ei insistau pe miliardul furat și pe procurorul european. Mai pe scurt, stimați concetățeni, la 29 noiembrie noi trebuie să scoatem din casă și mortul și doctorii.